Acțiune de amploare a poliției rutiere weekendul trecut pe drumurile din Olt. Polițiștii au desfășurat controle în trafic pentru prevenirea infracțiunilor în rândul șoferilor, mai ales a celor care se urcă băuți la volan. În acest sfârșit de săptămână, polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Olt au desfășurat mai multe activități pe raza județului în vederea depistării conducătorilor auto care nu respectă regulile de circulație. Cu această ocazie au fost identificați 16 conducători auto care au săvârșit infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. În timpul verificărilor, mai mulți conducători auto au fost găsiți în stare de ebrietate, printre ei și o tânără de 25 de ani care avea o alcoolemie mare. O femeie de 25 de ani din comuna Mogoșani, județul Vâlcea, a fost depistată pe drumul județean 709 pe raza comunei Tufeni, în timp ce conducea un autoturism fără a poseda permis de conducere și având o concentrație alcoolică de 0,81 mg per litru alcool pur în aerul expirat. În cauză au fost întocmite acte procedurale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis și conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice. Și la Slatina, un bărbat de 39 de ani din localitate a fost prins pe o stradă din oraș în timp ce conducea autoturismul având o concentrație alcoolică de 1,1 mg per litru în aerul expirat. Șoferul a fost dus la spital pentru recoltarea probelor biologice. Polițiștii spun că vor continua controalele în trafic pentru că alcoolul la volan este printre principalele cauze de producere a accidentelor rutiere.